Birourile permanente ale celor două camere ale Parlamentului, în temeiul articolului 44 aliniatul 4 din Regulamentul Activităților Comune ale Camerei Deputaților și Senatului, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori, prin vot secret cu bile asupra cererii de acordare a încrederii Guvernului, au constatat următoarele. Numărul total al deputaților și senatorilor, 465. Numărul deputaților și senatorilor prezenți, 240. Numărul total de voturi exprimate, 240. Numărul de voturi anulate, niciunul. Numărul total de voturi valabile exprimate, 240, din care voturi pentru acordarea încrederii Guvernului, 240. Potrivit prevederilor articolului 103 aliniatul 3 din Constituția României Republicată, Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor, minimum 233 de voturi pentru. Ca urmare a faptului că din totalul de 465 de deputați și senatori, 240 au votat pentru acordarea votului de încredere, se constată că este întrunită majoritatea de voturi cerută de Constituție pentru ca Parlamentul României să acorde încrederea Guvernului, programului și listei Guvernului prezentate de domnul Ludovic Orban, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru și dezbătute în ședința comună de astăzi a celor două camere. Vă mulțumesc. Și aveți încredere în noi.